Trășcanu, sper că ai vești bune, Camelia, binevenit! Bine v-am găsit! Veștile sunt bune, aspectele sunt frumoase, dar foarte dinamice, foarte tonice. Asta nu exclude unele înfruntări și confruntări, însă trebuie să ne ținem de litera legii, dar și de spiritul legii. Cu alte cuvinte, de ce trebuie să respectăm anumite regulamente? Ce servesc ele? Ceva mai presus de litera legii, evident. Berbecii sunt foarte combativi, sunt foarte greu de, nu numai de combătut, ci și de îndepărtat de la opiniile lor, de blocat. Tocmai de aceea e bine, pentru că au mari șanse să convingă, să-și aleagă cu grijă argumentele. Taurii, în schimb, nu acționează, sprijină acțiunile celorlalți. Și poate virtutea lor cea mai mare de mâine este că știu să-și aștepte momentul potrivit. Gemenii sunt foarte sociali și s-ar putea tocmai de aceea ca cineva să le atragă atenția cu un succes pe care l-au, o soluție de geniu pe care au găsit-o, și n-ar face rău să se inspire. Pentru raci este o zi de putere și de autoritate, atât la locul de muncă, cât și în familie. Tocmai de aceea au nevoie să-și simtă și să-și manifeste toată puterea și n-ar fi rău să fie sprijiniți de cei din jur. Pentru lei, vorbind de o zi de mâine cu foarte multe planuri de viitor, fie că au o legătură cu vacanța, fie că sunt pe termen mult mai lung și e vorba de un proiect foarte îndrăzneț, foarte inedit, și pot, mai mult decât atât, să atragă și pe alții de partea lor. Fecioarele, în schimb, capătă o mai mare putere și încredere în propriile lor virtuți, talente și capacități, și bine facă și le exersează, mai rămâne să știe și cum câștigă bani de pe urma lor. Balanțele se pot baza doar pe ele în acest moment și ajung la această concluzie, care într-un fel le eliberează de așteptarea de a spera că cineva le dă ceva în acest moment. Așa că este o zi plină de victorii și pentru el. Pentru Scorpion vorbim de foarte bun spirit profesional, asta înseamnă și ingeniozitate și puterea de a găsi soluțiile cele mai directe și simple spre rezolvarea problemelor. Nu doresc să se complice deloc și bine ar fi să le fie ascultate sugestiile. Nu se implică nicio acțiune dacă ea nu este utilă, nu-și dovedește eficiența. Pentru săgetători vorbim de mult spirit de libertate, lucru grozav, mai ales când e vorba de planuri, de idei, de a crea ceva, dar pe de altă parte, în plan sentimental, riscă să fie un pic prea egoiști, prea centrați pe ei. Capricornii, în schimb, au o zi foarte bună în cămin și în familie. Pot fi surprinși că cineva își dorește mai multă libertate. Mai ales părinții capricori pot avea, în sensul acesta, niște surprize mai mari mâine. Pentru vărsători vorbim de comunicare, de idei, de planuri și proiecte mâine. Trebuie să învețe și ei să-și comunice ideile, care nu sunt întotdeauna pe înțelesul celor din jur, pentru că iau înaintea timpurilor. De aceea e bine să aibă un pic mai multă răbdare și nu toate ideile lor trebuie aplicate imediat. Iar pentru pești, aspecte foarte bune în plan financiar. Bani care vin din munca lor. Muncă de care trebuie să-și convingă superiorii. Dar aspectele sunt bune, vor reuși. Mulțumim mult, Camelia, te așteptăm și mâine după